Detalii bombă. Noul concurent, Moise, va fi descalificat din Casa Iubirii. Moise este descalificat din Casa Iubirii din mai multe motive. Aceste motive vi le prezint în cele ce urmează și le vom dezbate atât aici, cât vă aștept să vă lăsați părerile în comentarii. Lasă un like și abonează-te pentru alte informații din Casa Iubirii. După cum bine știți cu toții, emisiunea este filmată în avans cu 2, chiar 3 săptămâni. Moise în primul rând este descalificat din cauza instabilităților emoționale pe care le are în momentul de față. Concurentul pe numele său Moise este al puterului concurent descalificat de când este Casa Iubirii. Deși a venit cu o poveste impresionantă în spate, se pare că publicul este împărțit în 2, unii spun că aici se vine pentru iubire, nu cazuri, iar alții îl susțin. Se pare că descalificarea lui Moise nu ține doar de instabilitate emoțională, acesta s-a certat cu Radu și nu se vedea vreo împăcare din partea niciunuia dintre ei. Moise a spus că Radu îi vrea doar răul, astfel a început un război mare între cei doi, mai ales că Moise se îndreaptă spre Cristina tot mai mult. Radu este nervos la culme și face tot posibilul ca Moise să fie descalificat și chiar a reușit. Andreea Mantea a tot încercat în gală să îi spună că de fapt nimeni nu îi vrea răul, chiar îl obligă să dea mâna cu Radu să se creadă că nu din această cauză este eliminat. Moise nici nu a apucat să fie cunoscut de către noi cei de acasă, că a și fost descalificat. Producția a decis în dreptul lui Moise ca el să plece acasă și să nu mai fie niciun conflict între Radu și Moise, troibie să părăsească Casa Iubirii. Se pare că Radu cade direct în picioare, veteranul emisiunii rămâne în continuare spre finala Casa Iubirii. Cum aflăm informații noi, voi reveni cu detalii. Lasă un like și abonează-te pentru alte informații din Casa Iubirii. Bianca va interveni aprig și va atrage atenția lui Laurențiu dacă a observat că partenerei lui nu se simte deloc bine. Între timp, Lorena va anunța că se simte din ce în ce mai rău și că nu se poate ridica. Lorena va suferi un cumplit atac de panică și va îngrijora toți concurenții cu starea ei. Nu se simte bine. Ai observat? Aflați cum va reacționa Laurențiu și ce se va întâmpla cu frumoasa brunetă. În ediția de marți, 29 august 2023, în Casa Iubirii va predomina o atmosferă tensionată, deoarece se vor risca noi certuri și schimburi de replici acide în rândul concurenților. Seria tensiunilor va fi deschisă de către Mihaela și Robert, care din nou vor ajunge într-un punct critic al relației lor, deși dădeau semne că își doresc să remedieze vechile neînțelegeri dintre ei. Momente de panică și îngrijorare în Casa Iubirii. Lorena va izbucni în lacrimi și va acuza o stare generală de rău. Nu pot să mă ridic. Pe de altă parte, Lorena va acuza la un moment dat o stare generală de rău, iar colegele sale se vor panica teribil. Lorena va izbucni în lacrimi și va acuza o stare generală de rău. Nu pot să mă ridic. Momente de panică și îngrijorare în Casa Iubirii. În timpul conexiunii, băieții vor vedea ceea ce îi se întâmplă tinerei și unul dintre ei va spune că Lorena să fie scoasă în culise pentru că e posibil să aibă un atac de panică. În cele din urmă, Laurențiu se va ridica și va cere permisiunea camerei de filmat pentru a merge în casa fetelor, în încercarea de a-i oferi sprijin partenerei lui. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii surprinde în continuare cu noi momente de senzație, noi povești de iubire, întâlniri romantice, dar și multe controverse și răsturnări uluitoare de situație, care deseori le aduc mari probleme, mai ales celor care deja se află într-un cuplu. În ediția de marți, lucrurile se vor precipita din nou în rândul concurenților, deoarece, pe de o parte, Robert și Mihaela se vor confrunta cu o nouă ceartă aprigă, iar pe de altă parte, Lorena se va simți rău, iar Laurențiu va afișa o atitudine pasivă și indiferentă. Aflați ce se va întâmpla marți, 29 august, de la ora 10:00 și 16:30. Wow, interesant, a spus Bianca. Ah, interesant, altă întrebare. A continuat Larisa, sătulă de discuția creată de Bianca. Păi și tu pretinzi de la el și n-a primit nimic săracul, a spus Bianca. Auzi, Bianca, eu pretind. Eu am cerut vreodată ceva? A întrebat Larisa. După ce s-au certat, Larisa s-a mutat la masă cu restul fetelor, în timp de Bianca a rămas pe canapea. Larisa a continuat să discute cu fetele despre Bianca, lucru care a determinat-o pe concurenta bârfită să răspundă.
Zero, în ochii mei și în ochii tuturor, se știe foarte bine, a declarat Larisa. Tu vorbești pe la spate, bârfitoare-o. Ești o bârfitoare fără curaj, a afirmat Bianca. Aflați care este motivul într-un nou episod din Casa Iubirii de astăzi. În cealaltă casă, Moi se plânge și este consolat de băieți. Ce se întâmplă mai departe aflați mâine, 28 august 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele 10:00 și 16:30, doar la canal de Bianca și Larisa ajung la cuțite. Astăzi, Bianca și Larisa ajung să se certe. Ești o bârfitoare fără curaj. În episodul astăzi, Larisa o acuză pe Bianca de faptul că este veninoasă, iar răutatea ei este prea mare chiar și pentru ea însăși. Luni, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de Bianca și Larisa intră în conflict. Totul va porni de la un gest pe care Larisa nu l-a făcut față de George. Bianca și Larisa ajung la cuțite. Nu mai poți, în interiorul tău tu nu mai poți de atâta venin. Nu poți să respiri, a declarat Larisa. Și care e problema ta? De ce să ne certăm acum? A venit băiatul ăsta, vorbea cu mine George, a spus Bianca. Văzând că discuția degenerează, George le roagă pe fete să se calmeze. Hai că erați o echipă, acum nu mai sunteți o echipă, a spus Radu. De ce se vor certa Larisa și Bianca? Se pare că motivul pentru care a apărut un conflict între Bianca și Larisa este că Larisa nu i-ar fi dat niciun cadou lui George, dar, conform afirmațiilor Biancăi, ea are așteptări să primească atenții. Tu vrei să insinuezi faptul că el nu a primit de la mine cadou, asta vrei să insinuezi, nu-mi spune tu mie. Ai întrebat, știi tu de ce? A spus Larisa. N-am insinuat, am întrebat. A primit sau n-a primit? A întrebat Bianca. Nu? Altă întrebare, a răspuns Larisa. Văzând că Larisa i-a răspuns negativ, Bianca a prins curaj și a început să fie ironică. Gală bombă! Ce s-a întâmplat la hotel între Katinka și Moise? Irina spune tot despre posibila legătură dintre Moise și Katinka. În episodul de astăzi din Gală, Andreea Mantea i-a spus Irinei că se observă că nu prea are încredere în multe fete din casă. Irina, pe de altă parte, a ținut să precizeze că este vorba doar de o concurentă, și anume Katinka. Îi place de Moise. Irina spune tot despre posibila legătură dintre Moise și Katinka. Nu ratați o nouă ediție incendiară din Casa Iubirii. Astăzi, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Irina decide să vorbească despre concurenta în care n-are deloc încredere. Păi, da. Nu în multe, în una. În Katinka, a spus Irina. Când a auzit spusele Irinei, Katinka a început să râdă, după care Irina a decis să arunce o bombă periculoasă chiar în platou. Concurenta susține că Moise, Laurențiu și Alexandru sunt principalele ținte ale Katinkăi, pentru că îi place pe toți, dar mai ales pe Laurențiu. Ei îi place de Moise, știu precis că îi place de Moise, îi place de Alexandru și de Laurențiu cel mai mult, a spus Irina. Confuză de declarațiile Irinei, Katinka o întreabă de ce afirmă aceste lucruri apelând la o expresie ironică. De unde știi tu? Ai visat azi noapte că îmi place de Moise? A spus Katinka. Laurențiu răbufnește și iese din casă în timpul discuțiilor cu Lorena. Laurențiu se declară agitat, iritat, nervos și dezamăgit, asta după ce Lorena a vorbit despre supărările ei, iar Laur a avut acces la conexiune. Din ce a spus Lorena, Laurențiu a înțeles că este acuzat că nu el este persoana potrivită pentru ea. Eu nu am spus că nu vreau să fiu cu o persoană ca tine, a declarat Lorena. Am auzit exact ce ai spus, a răspuns Laurențiu. Nu ai fost în context, sunt sigură, și nu am spus nicio clipă că vreau să opresc cunoașterea sau că tu nu ești persoana potrivită pentru mine, a explicat Lorena. Concurentul este dezamăgit după ce a auzit, în episodul de astăzi, ce a spus Lorena despre el pe conexiune. Laurențiu continuă să se certe cu Lorena. Ai spus. Te rog frumos, încheie conversația. Vreau să închei, dacă mă respecti vreau să închei conversația asta, ca să nu mă enervez din nou. A spus Laurențiu, pierzându-și răbdarea în această discuție. Lorena i-a spus lui Laurențiu că dacă o respectă ar trebui să o asculte până la capăt.
Pe de altă parte, Laurențiu vrea să încheie acest subiect și nu-i place că este întors pe toate părțile. Vreau să închei. Laurențiu răbufnește și iese din casă în timpul discuțiilor cu Lorena. Nu ratați un nou episod incendiar de sâmbătă. Nu-mi place că tot învârți lucrurile, ba nu înțelegi limba, ba e scos din context, ba e altfel. Nu e altfel, am auzit cu urechile mele și am și văzut, a declarat Laurențiu.